Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un episod de pe acest canal. După cum vedeți, astăzi vom juca un joc pe Roblox. Jocul se numește Tycoon the Vehicle. Adică, mai pe română, un joc cu mașini. Să construim o mașină, ceva. Văd aici o statuie cu o mașină, dar nu înțeleg de ce. Aici văd că trebuie să plătim pentru mașinile acestea. N-avem sume, văd. Pentru aceste mașini, dar chiar sunt frumoase. Audi frumos, Alfa. Audi aș vrea să-mi iau S5, dar nu merge. Să vedem ce mașină avem. Avem această mașină. După cum bine vedeți, dragi prieteni. Dacă vă place această serie, nu uitați să dați like, subscribe, un share și vă adăși prietenii voștri. Îmi scrieți în comentarii dacă vreți să mai continui această serie. Și prieteni, știu că suntem la început, dar haideți să facem cât mai rapid 20 de abonați. Cât mai rapid. Și noi vom posta mai des. Și știu că începe școala, dar noi vom fi foarte focusați să postăm și în zilele de școală. Câte un episod pe zi. Deci în fiecare zi voi posta un episod între orele 18 și 19. În fiecare zi. Deci nici o zi nu o să ratați un episod de-al meu. Deci nici o zi. Văd că merge cu mașina frumos. Ok. Văd, ia să vedem. Gol. Gol. Noi acum, cum vedeți, conducem. Hai că am banii aia dacă e. Lasă, mai bine mă lipsesc. Și aici, dragi prieteni, începe cursa noastră, sau? Nu e aici? Ba nu, ăsta e semaforul, mă scuzați. Unde era? Să vedem. Da, nu, bănuiesc că nu suntem așa de departe. Noi, în orice caz, vom căuta linia de sosire. Oare aici e? Mașinului? Nu, îl găsi, deci nu are cum să nu fie acesta. Gata, îl găsi. Se pare că ne apropiem de linia de sosire. Dar nu e pe această bandă. Pe această bandă merg... Nu este... Nu sunt curse, cum vreau să spun. Uite, aici începem. Să mergem la semafor. Avem cea mai încetată mașină. După cum vedeți, adversarii noștri au mașini mult mai rapide. Dar nu ne interesează pe noi. Pe noi ne interesează să facem o cursă cât mai bună. Și noi așteptăm la linia de start. Sau să pornim. Opa, nu ne lasă. Deci, așteptăm la linia de start. Da. Dar nu mai am răbdare. Dacă vreți să auziți această melodie de pe jocul acesta, o să o pornesc, ca să nu auziți melodia. Mă rog, mă scuzați, melodie nu are. Are doar sunetul când pornește mașina. Asta e singura melodie. Dacă vă place melodia, a început cursa. Câteva zile.
săptămână, două, așa. Așa să vină. Văd că nu... N-ai... Bănuți. Din bănuții noștri. Ce ne permitem? Ce mai... Începe cu asta. Băieți, o mașină, băieți, ce mașină să cumpărăm? Să cumpărăm ceva mai pe bănuții noștri de 35 de milioane. 35. Aș putea să cumpăr această mașină. Verde, galben sau... Deblochează... Nu putem, din păcate. Tot cum aș spune, trebuie să facem față. Nu? Este de nivelul 1. Nivelul 1. În fine. Thank you.
explica și... Să ne construim. Bun. Ha. Și asta nu e mic. Sau mașina s-o costă 10. Sau luăm cu 10. Măcar dacă îmi dăm bani, să-i dăm pe ceva constructiv, să zic eu. După cum vedeți, cam am făcut ceva. Aici avem un service. Bine, pe acolo să uităm. Nu avem bani. Nu avem bani să ne cumpărăm. Cumpărare, nu glumă. Ma, acum abia aștept, să aștept. Oare la etaj am? Da. Eu și gura mea mare. Ce să facem, dragi prieteni, să ne apucăm de treabă? Bună ziua! Vreau și eu o mașină Audi S5. Aveți? Cum să nu? Că e magazinul dumneavoastră. De ce? Îmi explicați mie ce trebuie să cumpărați. Nu, glumea doar. Să cumpărați ce? Bine, dar aici o ai tot. Ceva. A, desigur, mașină. Da, ne. Next. Trebuie să cumpărăm locul acesta. Bine. Mai avem ceva prin spate? Din câte văd, nu. Din câte văd. Dar la câți bani am strâns, văd că... Bine. Adică... Închide. Să mai construim noi ceva. Asta 2000. Sunt aproape 2000 de băruți, dar... Dar... Ia să vedem. Ok. A, doar... Să mă spun că nu vedem. Mă enervează la mașina aceasta că n-are probleme. Da, sigur ați cei care se pasionați de robot și de jocuri. De pe mine.
da. Eu zic că e parcat. Așa, frumos. Mai trebuie puțin mai bine așa, gata. Pare rău că mi-a cheltuit toți banii. Dar cam aceasta va fi capodoperea noastră. E frumos, nu? Avem și ceas, dar văd că nu merge. Sau merge, dar nu vedem noi. Am 2500. Ce aș face eu cu 2500 în momentul de față? Știu. Gata. Ia să stau pe un scaun. Să aștept. Chestia e că nu sunt la restaurant. Dar măcar decât deloc, tot sunt mai bune scaunele la ceva. Mișirul astăzi că stai înțepenit de mult. Nu, nu înțeleg. Bine, e un joc doar. Mai strânse încă 2000 de bănuți. Această mașină costă 25 de milioane. Bună, zic eu. 20 la 25 pentru începători. Să fac pentru o mașină, pentru mașină de parcare sau să fac aici? Nu. Gata. Veniți la mine, cum să spun. Uitați, repar mașini, cumpărați mașini de la mine, aveți un service auto foarte frumos. Service foarte frumos auto. Veniți la mine că știu să repar mașini. Sunt foarte frumoase. Aceasta este mașina mea, dacă vă interesează. Nu, nu o dau pe gratis. Și cam atât a fost acest episod, prieteni. Nu uitați să dați like, subscribe, un share să vadă și prietenii voștri. Îmi scrieți în comentarii dacă vreți să mai continui acest episod. Dar nu uitați, în următorul episod veți vedea alt service, alt magazin. Veți vedea un dita mai magazinul. Cam cum e magazinul de service piese auto fix lângă mine. Frumos, așa. Deocamdată sunt la început. Pentru că suntem așa la început, nu uitați să vă abonați foarte mult, ca să faceți noi 20 de abonați. Dacă vă place această serie, ce să zic, voi sunteți cei mai tari și noi ne revedem la următorul episod. Pa!